Bă, Dariusele, m-ai adus iar la concurs de construit, dar nu ți s-a luat, mă, odată, bă, Dariusele, ce nu ți s-a luat de toată treaba asta? Ce mai e nou? Că facem aceleași lucruri ca de fiecare dată, Dariusele, de ce tu m-ai adus din nou acum? Ce mai trebuie să mai facem astăzi? Păi fii atent, bă, Rafaele, acum o să facem ceva. Păi, este pe măsură, bă, Rafaele, este pe măsură, pe măsură. Cum adică pe măsură, mă, bă, Dariusele, că nu te înțeleg, mă, Dariusele, oricum ți-ai stricat și microfonul, te auzi, în fine, nu mai contează asta, Dariusele, dar vreau să te întreb ce facem astăzi? Că, bă, ok, iar ești cu mătura, bă, Dariusele, chiar nu te-am mai văzut de foarte mult timp cu mătura, Dariusele, unde a dispărut mătura ta? În fine, bă, Dariusele, mă, stai puțin, lasă-mă în pace, Dariusele, hai să vedem ce ai făcut tu, ce ai pregătit tu aici, vină cu mine, ia să vedem ce ai pregătit tu, îmi spui și mie, Dariusele, ce ai pregătit tu, stai puțin înainte să mă uit, înainte să mă uit, spune și mie, ce așa special, ceva sau ce? Păi da, fii atenă, bă, Rafaele, cu chestia asta, fii atenă! Hai, bă, Dariusele, vorbește mai repede, că după ce că s-ai stricat ăsta, nu te înțeleg, Dariusele, vorbește direct, spune o dată, că nu mai are nimeni răbdare, Dariusele, dacă nu mă uit eu și gata. O să ne măsoare chestiile noastre, fii atenă, hai! Ok, nu știu, Dariusele, ce zici tu aici? Concurs de concert, ok, și de ce ai pus dropările astea aici, Dariusele? Că nu vreau să mă uit încă ce scrie acolo, dar de ce ai pus dropările astea aici? Ia stai să mă uit ce aici. Mic, mare, cum adică, mă, casă de... Mă, ce faci, mă, Dariusele, tu și știi aici pe videoclip la noi? Da! Ah, ok, deci casă de mic versus mare. Cum adică casă de mic versus mare? Bă, Dariusele, te țigni, ce înseamnă asta? Adică tu ești bebeluș și eu sunt mai mare, adică casă... Cum ar fi? A, o casă de bebeluș și o casă de adult sau ce zici tu aici? Ești ca de râbă, Rafale, eu vreau ca tu să faci mică și eu să fac mare, că fii antenă, bă, dacă la lume le place episoadele, o să dăm și ok, ok. Nu, n-am înțeles nimic ce ai zis, dar probabil, ok, deci să vă traduc eu ce a spus, dar cred că probabil asta a spus, dar a spus în formă, mă, ce mai vrei, mă, dar să mă lași să-l traduc, că după ce că te auzi în halul ăsta, bă, dar eu să tu nu mă lași nici să traduc eu, acum ți arăt chelia, ce faci? Nu, mă, Rafale, eu vorbesc limba dariusească. Ah, pe da, și Dariusele, ți-ai pus pe, bă, te-ai pus pe doalea, în fine, deci ca idee, Dariusele, știu că ești invizibil, că folosești iar chestii de genul, dar nu mai cunosc. Mă, ce faci acolo, bă, Dariusele, mă, ce faci acolo? Hai, bă, hai că am început deja. Da, deci a început deja, ok, deci Dariusele ce că a început deja, ok, deci fiți atenți ce trebuie să facem ce a spus Dariusele în prima rundă, adică astăzi a zis Dariusele să nu folosim aceste dropări în care scrie mic și mare, pentru că trebuie să facem un concurs de construit de casă de mic versus casă mare. Mă, Dariusele, taci-mă acolo, lasă-mă să fac eu aici, mă, ce faci, mă, tu, Dariusele, în fine, nu mă interesează, Dariusele, dar fiți atenți. Eu trebuie să fac o casă mică pentru că Dariusele a zis, bă, Rafaele, fă o casă mică, dar oare vă întrebați voi de ce? Adică nici n-ar trebui să vă întrebați, pentru că știți de ce Dariusele m-a pus pe mine să fac o casă mai mică, ca să aibă el mai multe șanse, pentru că știți că Dariusele niciodată nu câștigă și pot să spui că e adevărat asta, Dariusele. Este fake, tu ești un nesimțit și o să mori. Da, de bine, Dariusele, după ce că faci mișto, în fine, nu mai contează asta, dar fiți atenți. Astăzi trebuie să facem o casă de... Da, Dariusele mai și moare. Bă, Dariusele, poți să nu-ți mai bagi joc, că după ce că ți-ai stricat și ăla, Dariusele, mai și mor pe episod, ce se întâmplă cu tine, Dariusele? Mă, Dariusele, ce păți de la un timp? Rafaele, eu m-am apucat de furnă și mă enervez și de asta. A, te-ai apucat de furnă, vrei să zici tu acolo? Că nici asta nu se înțelege, Dariusele, că ești tu nervos. În fine, nu mai contează asta, eu o să fac o casă de mic, tu o să faci o casă de mare, dar Dariusele, fii atent. În afară de casa asta, adică să fie o casă puțin mai mică, dar nu foarte, foarte mică și trebuie să facem ceva cât mai mic, Dariusele, nu așa, adică poți fac și grădină și mai multe chestii, nu-i așa? Da, pe bune, pe bune. Da, Dariusele, mă, mai ieși la mișto, după ce, Dariusele, că te auzi, cum te auzi, Dariusele, mai și vorbești așa în chestii de genul ca și cum să te auzi și mai încet, Dariusele, să nu te înțelege absolut drag, dar în fine... Hai, mări în gura, bă, te-ai simțit-o-le, bă! Ok, Dariusele, nu mai zicem nimic, revenim acum cu materialele și să ne apucăm de treabă, să construim aici și scrieți-vă acolo în comentarii cu cine țineți, dacă credeți că o să câștig eu sau Dariusele, dacă se va descurca Dariusele mai bine, când el o să facă o de-asta mai mare și eu când o să fac o casă mai mică, pentru că ar fi... Fiți atenți, este foarte interesant acest lucru, pentru că într-un episod o să facă cineva mai mare, iar cine face mai mare ar trebui să aibă cât de cât mai mari șanse în general, dar vedem că Dariusele deja țipă peste noi, face de-astea de genul, în fine, nu mai contează asta, revenim acum. Ok, Dariusele, mi-am ales câteva materiale, ar trebui să mai iau și niște gle, sincer, din câte cred eu, așa, ar trebui să mai iau niște gle și eu vreau să încep aici să fac o formă, încă nu m-am gândit ce o să fac, dar probabil o să iasă ceva foarte, foarte bine. Momentan o să-l fac ceva de genul fix așa mai... Da, Dariusele, iar tu și mă, Dariusele, dar ce păți tu, Dariusele? Te-a luat fix acum, Dariusele, când vin sărbătorile pe tine, te ia boala, Dariusele, nu-i așa? Da, bravo, bun, mai vine și ziua mea, bă, și sărăcie. Bă, dar chiar, bă, Dariusele, vine ziua ta, bă, Dariusele, când, bă, parcă ieri, bă, ieri, doamne, parcă mâine, bă, Dariusele, parcă mâine ar fi ziua ta, nu-i așa? Adică joi. Mamă, Dariusele, deci vine ziua ta, Dariusele, și ce pregătești tu așa de ziua ta? Ia spune-ne și nouă, Dariusele, spune-ne la toată lumea, că e chiar lumea curioasă, ce faci tu de ziua ta? Da, Dariusele, îți mai bași joc, ok, în fine, nu mai contează asta, deja am apucat aici, fac foarte, foarte, foarte frumos, Dariusele, cred că nu o să mai vină absolut nimeni la ziua ta, la modul în care tu faci. Dacă vreți să veniți la ziua mea, vă rog să dați like și subscribe! A, deci tu, ai zis tu un lucru bun, dar să lăsați oamenii like și subscribe dacă vor să vină la ziua Dariusel chiar... La mine la canal! Da, la tine, la Dariusel2012, păi tu postezi mă Dariusel și nu știu eu? Nu! Da, păi și atunci, în fine, nu mai contează asta, dar fii atent, bă, Dariusel, chiar sunt curios, lasă-mă să vorbesc, te rog, chiar lasă-mă să vorbesc, că vreau să spun ceva important ce te ajută și pe tine, Dariusel. Vreau să scrie oamenii acolo în comentarii, Dariusel, dacă vor să vină la ziua ta, adică cine ar vrea să vină la ziua ta, Dariusel, și chiar sunt curios dacă vor să vadă cum ar fi la ziua ta dacă n-ar putea să ajungă. Ah, da, Dariusel, tu deja iartușești, în fine. Vreau să mă ocup eu aici, să fac eu unul așa, să nu știu ce să fac, dar vedem. Cred că o să mă ocup aici să fac o mică schiță și o să revenim imediat după aceea, pentru că deja mă și enervează Dariusel și n-am cum să gândesc, mai ales când face Dariusel așa, n-am cum să fac aici o schiță super tare, dar revenim imediat. Bun, cam așa arată forma. Eu zic eu casă cheia, adică e o casă mică, nu e o casă foarte mare. Chiar sunt curios, bine, să sperăm că Dariusel o să facă o casă mai mare, pentru că el a zis că vrea să facă ceva mare și dar că Dariusel a vrut neapărat să facă el ceva mare. Cine știe la ce ne putem aștepta din partea lui Dariusel, sincer, dar cam așa arată interior, bine, interior, exteriorul din față, cum ar veni, mergem așa din jur împrejur, vedem pe aici. Am făcut o formă mai așa, mai ciudățică aici la, dar eu zic că arată cât de cât ok. Vreau să-mi scrieți și voi acolo părerea voastră în comentarii, să-mi scrieți părerea voastră în comentarii despre ceea ce am făcut eu aici, pentru că mie mi se pare super tare. Deja nu prea mai pot să mai vorbesc așa, că da, mă e cam enervează Dariusel și drept, dar acum trebuie să ne ocupăm de acoperiș, vreau să facem aici ceva de genul așa și aici să o umplem foarte frumos. Aici o să revenim imediat când o să termin și acoperișul și după să vedem ce să mai facem, pentru că trebuie să facem și interiorul și vreau să mai fac ceva și prin exterior să fie cât mai interesant, pentru că o să fie ceva super tare. Chiar mă aștept la Dariusel să facă ceva mult mai șmecher, adică față de ce a făcut el până acum, chiar mă aștept să facă mult mai șmecher, dacă el a vrut să facă ceva mai mare, chiar sunt curios ce o să facă și hai să terminăm noi aici și să vedem după ce o să facă și Dariusel și să vedem ce o să mai facem și noi. Bun, și am terminat și acoperiș și am făcut și chestia asta de aici, nu știu dacă trebuia să mai fac, dar eu zic că arată cât de cât interesant, așa aici asta este acoperiș și am făcut și aici în interior podeaua, așa acum trebuie să ne ocupăm de interior să vedem cum o să facem pe aici. Bă, Dariusel, vreau să te întreb, mă, tu ce-ai făcut? Ai terminat? Mai ai de făcut pe acolo mult? Da, Dariusel, te faci ca și cum dormi, așa dintr-o dată, Dariusel, cât timp vorbeam eu, Dariusel, tu nu dormeai, Dariusel, fix acum când te-am întrebat de vorbă. Hai mă, ce faci acolo, Dariusel? Da, aproape am terminat, mai am muleacă și o să te bat. A, deci aproape ai terminat, mai e foarte puțin și o să mă bați. Ok, Dariusel, chiar sunt curios, ce o să faci tu? Acum trebuie să mă ocup de interior, Dariusel, trebuie să fac interior, pentru că habar n-am cum să-l fac, o să iau câteva materiale aici să vedem. Ar trebui să iau niște furnale, Dariusel, vreau să-mi spui acolo, să le spui de fapt la oameni cam cum ai făcut tu, Dariusel, așa cât timp fac eu treburile astea aici, vreau să știu și eu. Gen să știu oamenii cam ce ai făcut tu pe acolo, Dariusel, să vedem dacă tu chiar te descurci, Dariusel, sau nu, că nu înțeleg de ce ți-ai ales, dacă de ce ai vrut tu să alegi neapărat cât să faci tu casa mai mare și nu pe aia mai mică, Dariusel. Că sunt șmecher, hai, lasă-mă în pace. A, Dariusel, mamă, ce șmecher ești tu, Dariusel, mamă, cred că o să-mi fie frică de tine, Dariusel. Ok, deci o să fac eu aici foarte. Da, Dariusel, o să fac. Da, Dariusel, nu mai facem episoade cu un sclav pentru 24 de ore, gata, mi-a ajuns, Dariusel, nu mai facem, poate o să fac pentru tine, Dariusel, să fii tu la mine. Ok, bă, Dariusel, deci am făcut așa pe aici, vreau să mai pun carpe din ăsta, ceva de genul, cam așa, cred că o să-l pun fix pe acesta, vreau să mai punem așa prin partea aceasta, să mergem așa foarte frumos. Bă, Dariusel, dar tu chiar ai la cinema pe bune? Da! A, bă, și, na, în fine, nu mai contează asta, Dariusel, ce să zic, Dariusel, să te faci bine, Dariusel, pentru că vine ziua ta, bă, Dariusel, și tu o să fii răcit de ziua ta, mă, Dariusel, chiar așa, Dariusel? Mâine mor! Ce? Da, bă, la fane, bă, mâine mor! Hai că mor tu, Dariusel, mâine, păi mâine ziua ta, bă, Dariusel, cum să mori așa de ziua ta, tu asta-ți dorești, bă, Dariusel, ce-ți dorești, da, chiar de ziua ta să primești, ce-ți dorești tu? Vreau un iPhone, vreau un iPad, vreau un... Da, vrei de toate, Dariusel, iPhone, iPad, tu vrei de toate, bă, Dariusel, dar de unde, Dariusel, ai tu să cumperi, ai bani? Păi nu! Păi da! Eu vreau cadou! A, vrei cadou, am înțeles, bă, oare să-i fac lui Dariusel cadou ceva ce-mi zice la aici, nu știu, scrieți-vă acolo în comentarii dacă merită, Dariusel, sau nu, dar fii atent, Dariusel, am făcut treburile astea pe aici, ce mai vrei de spus? Da, am înțeles. Mă, ce fac? De ce ieși, mă, din joc, Dariusel? De ce ieși din joc? Eu o să plec să mă joc Bedwars, papa. Ce, mă, da, Dariusel să pleacă. Da, deci Dariusel pleacă să se joace Bedwars. El nici nu cred că a terminat acolo. Chiar sunt curios, bă, Dariusel, dacă tu chiar așa pleci din prima, cred că n-ai făcut absolut nimic. Dar în fine, ne continui aici, e foarte bine, pentru că, bă, frate, nu mai stau după Dariusel, oricum o să fac mai bine și o să câștig. Nu trebuie să las pe Dariusel, bă, Dariusel, hai să faci și tu să mai construiești și așa, că poate ți iese bine, poate nu știu ce. Nu, frate, lasă că fac eu aici frumos și Dariusel o să pierzi, dar aici în partea asta nu, cred că să fac ceva de genul. Mă, ce faci, mă? Mă, ce... Așa, bine. Haide, nu. Da, Dariusel, bă, da, te pricep, bă, tu așa la Bedwars, Dariusel, la ce te joci tu acolo, te pricep, nu? Da, Dariusel, nici nu mai vrei să mai vorbești. În fine, nu mai contează asta, dar fii atent, Dariusel, trebuie să mai pun aici niște lecturi din ăsta, să punem foarte frumos aici. Vreau să pun și o carte, ca și cum citim, Dariusel, bă, dar chiar, Dariusel, tu ai citit în ultimul timp de la școală, ai citit, ți-a dat teme, ți-a dat ceva? Nu te dai aici, ești bolnav, nu citești nimica. A, nu citești tu nimic. Ok, dar mă, dar tu chiar te joci Bedrock, bă, Dariusel, că parcă s-a uitat așa ceva acolo. Bă, Dariusel, eu cred că am terminat, știi care este faza, tu ai intrat pe Bedrock, dar eu cred că am terminat casa asta pe aici, nu știu, vreau să mai fac, de fapt, mai fac aici prin exterior, vreau să fac aici o mică grădiniță foarte frumos cu floricele, cu chestii. Dar ce înseamnă lifestyle? Ce asta lifestyle? Nu știu, Dariusel, ce să fie acolo? Păi nu știu ce te joci tu, Dariusel, acolo. Habar n-am, de unde vrei să știu eu ce te joci tu acolo, Dariusel, adică pe bune. Este așa. Da, Dariusel, bă, ok, Dariusel, dar poți să vorbești mai tare pentru că tu nu te mai auzi. Dacă mai zici de asta cu așa încet. A, deci mai bine nu te mai lăsam, cred că mai bine lăsam pe Dariusel să vorbească foarte, foarte ușor, pe Dariusel eu mai am foarte, foarte puțin. Fac aici o mică, cum ar veni, să fac așa prin împrejur să se vadă foarte frumos aici. Cred că o să fac și un mic rău, să avem aici apă, să avem totul foarte, foarte bine. Dar da, băi, arată, mie chiar îmi place cum arată. Cred că o să fac un râu fix aici în spatele casei. Vreau să fac prin partea aceasta ceva cu apă foarte, foarte frumos. Trebuie să luăm și niște stone, niște cobblestone. Este foarte, foarte frumos. Da, dar este foarte frumos și tu nu o să faci absolut nimic pentru că tu ești slab. Dar bă, dar se, dar tu pe bune mă duc chiar. Bă, ce eu, dar da, dar se le, ok, te-am înțeles, toată lumea te înțelege. Tu, dar se le, bă, dar se, dar ce mă de la un timp tu, dar se le, poate vrei să nu mai vină nimeni la ziua ta. Păi și atunci ce faci așa? Îmi pare rău, deci eu să fiu un băiat bun și vreau să zic că vă iubesc și la mulți ani. Practic tu îmi zici singur la mulți ani, ok, deci ați mai pomenit pe cineva să-i spună singur la mulți ani, bă, măcar îi zice și lui cineva la mulți ani, că nu știu dacă o să mai zică cineva, adică dacă voi îi spuneți la mulți ani, scrieți acolo în comentarii pentru că, dar să, bă, eu îți urez la mulți ani, dacă mă, ce să știi? Bate-mă, azi ne bate, ia nu ca ce, hai, dai bum, și bum, și bum, și easy. Mă, Dariusel, tu crezi că ești bun la Bedwars, pe bune? Dar, bă, dar nu mai vorbi așa, Dariusel, că ți-ai stricat microfonul și nu s-aude dacă faci așa. Nu, bă, nu, frate, nu, și nu, și iau, ia-mi bă, cu gata, nu mai contează, Dariusel, eu am terminat totul, te invit acum să revii din nou pe serie aici, să ne jucăm foarte frumos. Până revii tu, Dariusel, să ne jucăm aici, să prezinti tu ce ai făcut tu, Dariusel, pentru că nu vreau să mă uit la tine. Eu să prezint așa în general ceea ce am făcut eu aici. Cam așa arată casa, pe aici este, sunt niște copaci, aici avem o mică cascadă foarte frumos, pentru că în ultimul timp îmi place așa să fac niște cascade, nu știu ce am făcut asta, dar da, avem și pe aici copaci. Acum vedem din jur împrejur casa cum arată foarte, foarte frumos. Chiar îmi place designul acesta pe aici, prin spate, prin părțile astea, prin părți, prin lateral, chiar îmi place. Și aici este intrare, intrăm foarte frumos în casă. Mă, ce mă, Dariusel, de face și aici privighetoare, ce este, Dariusel? Da, Dariusel, îmi zici fii antenă, dar eu nu știu, nici nu sunt cu tine, Dariusel, în ăla, dar fii atent tu, Dariusel, pentru că i-am terminat, chiar te invit, Dariusel, am terminat chiar totul și acum eu o să vin acolo la jumătate și o să te știu pe tine, o să scot toate itemele mai aici și chiar sunt curios, Dariusel, să reprezint ceea ce ai făcut tu, pentru că, Dariusel, bă, Dariusel, chiar sunt curios, Dariusel, chiar sunt curios ceea ce ai făcut tu, pentru că, bă, Dariusel, tu chiar nu cred că ai făcut ceva jme. Ok, deja am văzut ceva acolo, nu o să vreau să mă mai uit, am văzut la Dariusel. Mă, bine că ai venit, da, Dariusel, am zis așa ca să vii tu repede, gata. Eu pleacă, ups, stai, așa, mă, ce faci? Dubla doi, ia zi, mă, ce vrei, mă, ia zi, îl dau cu mătura în cap. Bine, Dariusel, dăm tu cu mătura în cap, dar fii atent, hai să mergem prima oară la mine, Dariusel, și după mergem la tine, pentru că fii atent, Dariusel, cam așa arată, acolo avem o cascadă în spate, după cum poți vedea, și asta este o casă, Dariusel, este o casă mică, nu este o casă mare, dacă era mare o făceam gigantă, Dariusel, o făceam foarte, foarte cu lungime, foarte mare, cu chestii foarte mari, Dariusel, o făceam foarte, foarte, foarte mare. Da, bă, Rafane, puta! Asta nu e casă mică! Cum adică nu e casă mică? Dar ce e asta, Dariusel? Adică tu vrei să-mi spui că ai făcut-o mai mică, dar tu, Dariusel, când tu aveai gigantică, Dariusel, să o faci mare? Nu, bă, Rafane, fii antenă! Uite, asta este, stai! Uite, asta este o casă mică! Bă, Dariusel, păi și cum adică... A, și cine s-a uitat la chestia asta, Dariusel? Cine... Bă, da, Dariusel, ok, lasă-l acolo, că arată frumos de design, mersi, Dariusel, mi-ai îmbunătățit casa. Mi-ai îmbunătățit casa, Dariusel, mi-ai îmbunătățit casa, ok, hai să mergem acum, Dariusel. Bă, ce faci, mă, aici, mă, Dariusel, du-te, mă, de aici cu porcările tale, mă, Dariusel. Da, stai puțin, ai văzut cascada, ia vino în parte. Deci cam așa arată, Dariusel, ne uităm așa foarte frumos și aici este cascada, Dariusel, te bagi, faci o baie, Dariusel, înainte să te speli și tu, că mâine ziua ta, Dariusel, mâine ziua ta și trebuie să te speli, bă, Dariusel, nu crezi că e cazul? Ba da, stai, așa, mamă, bă, sunt în apă, da, ok, hai. Da, mersi, Dariusel, în fine, nu mai gândeam, stai să mergem acum la tine, Dariusel, vreau să scrii, bă, ai făcut-o mai frumos, ce să spun, Dariusel, hai să, bă, ce e asta, bă, Dariusel, bă, într-adevăr, e mare, bă, dar ce ai făcut mai aici, a duit mai ușa, bă, Dariusel, ușa asta este cât întreg ăsta, Dariusel, cât tot peretele, bă, da, unde ești tu? Aici, uiii! Ok, am celebrat. Chiar sunt curios. Ia, deci din jur împrejur să vedem. Deci pe aici n-ai făcut nimic special. Oh, ai făcut aici. Ok, deci ai făcut fereastra acolo în spate și asta aici. Până să le arate interesant ușa asta, dar ușa e cam e mai mare ușa, Dariusele. Tu nu vezi că ușa e mai mare decât peretele ăsta întreg, Dariusele, și ușa era gen fix aici. De ce e făcut atât de mare? Pentru că tu pe aici intri. Mamă, și ce ai făcut mai aici, mă, Dariusele? Bă, da, intră mâna untru să-mi prezinți tu ceva. Acum, stai, vai. Ah, da, da, tu acum mă copiezi, faci tu o cascadă, în fine. Bă, Dariusele, nu știu, nu vrei tu să vii, dar cam atât. Deci asta a făcut Dariusele, mă, și ce ăsta e tronul, Dariusele, ia vină mă aici să pup picioarele la rege, picioarele la rege, Dariusele, vină să le pupi, hai. Ia, stai. Stai. Du-te, bă, de aici, mă. Deci, Dariusele, fii atent, trebuie să-ți dai o notă, dar tu nu mi-ai dat notă. Hai că ți-o dai eu înainte, că poate o să dai și tu notă mai mare dacă zic e prima oară nota, Dariusele, eu o să-ți dau nota, bă, având în vedere că e o casă mare, bă, ușa interesantă de mai mare decât asta, dar dacă ai zis că e o casă mare, pot să zic că ușa ar putea să fie atât de mare, Dariusele, chiar poți să-ți dau dreptate. Cu interiorul nu e cine știe ce cât de cât tot, dar ar fi cam de o lume de survivor și Dariusele, eu îți dau nota 8. Ei, și eu îți dau nota 7, deci înseamnă că am câștigat. Ah, deci da, înseamnă că trebuia eu să dau nota în primul, în fine, nu mai gândesc asta, mă, ce faci mă tu aici, Dariusele, faci piscină, ce mai faci aici tu? Ah, și vrei să mă arunci pe mine cum ar veni, în fine, nu mai putem să stai puțin, Dariusele, nu mă arunca încă, că vreau să mai vorbesc cu oamenii. Ceva descrieți voi acolo în comentarii cine a făcut mai frumos, dacă a câștigat Dariusele sau dacă am câștigat eu, și scrieți data viitoare voi acolo în comentarii cum vreți, adică cum credeți că o să fie de fapt sau cum vreți voi că o să fie, dacă eu să fiu la runda de mic și sau Dariusele la runda de mare. Scrieți voi acolo în comentarii cum o să fie, oricum o să fie random, dar scrieți ce. Ok, Dariusele, cam atât a fost. Ba, mai lasă-mă, Dariusele, mai dă-mi așa ca să mai vorbesc. În fine, deci ok, Dariusele, tu ai pierdut, practic o să scriu oamenii acolo în comentarii cine a făcut mai frumos și noi ne vedem data viitoare, Dariusele, pa, pa. Da, ca de fiecare dată, lasă că vezi tu, Dariusele, ce bani o să primești și tu. Da, na. Mamă, cât de frumos este aici. Uitați-vă puțin ce am eu în mână. Mamă, cam arată mișto construcția lui Dariusele. Uitați-vă la Dariusele acolo cum e foarte, foarte frumos. Mamă, bă, Dariusele, dar ce, stai puțin aici. Tronul e ăsta, TNT-ul e regele, Dariusele, patron. Nu, bă, așa-i. Eu cu regineate. A, tu ești regele, TNT, bă, Dariusele, ești regele TNT, bă, Dariusele, ești regele TNT. Mă, ce faci, mă, da, stai că am pierdut. Bă, Dariusele, mi-a dispărut filmul. Unde l-ai pus, Dariusele? În fine, nu mi-a dispărut, Dariusele, ce faci, bă, ce faci? Ok, Dariusele, nu e nimic, Dariusele, nu. Da, nu puteam, deci nu pot să fac nici treaba aceasta cu Dariusele, că Dariusele deja are banul înainte să mi-l dea. Aia, scrieți-vă acolo în comentarii cine a câștigat și ne revedem data viitoare. Pa, pa! Bă, merg de casa nesimțitule! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.